Pe 6 ianuarie, Biserica Ortodoxă alături de cea catolică sărbătorește Boboteaza, care încheie ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă. Cu această ocazie, creștinii occidentali comemorează vizita magilor la nașterea pruncului Iisus. Ortodoxii comemorează botezul lui Iisus în râul Iordan, văzută ca o manifestare către lume a Fiului lui Dumnezeu numită și Epifanie sau Arătarea Domnului. Biblia îl menționează pe Sfântul Ioan Botezătorul, considerat de către creștini ca înainte mergătorul lui Iisus Hristos, care a propovăduit venirea acestuia. Considerându-l proroc, locuitorii din Ierusalim și din Iudeea se strângeau în jurul lui pentru a fi botezați de el în râul Iordan. Înainte de a-i boteza, Ioan le cerea să-și spovedească păcatele și să se pocăiască. Evanghelia relatează faptul că și Iisus a venit din Galileea pentru a fi botezat de către Ioan în apa Iordan. Danului. În toate bisericile ortodoxe, preoții sfințesc apa numită aghiazma mare, cu care botează apele, oamenii, animalele și casele, pentru a fi ferite de boli și lucruri rele. Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea Sfântului Duh Domnului, să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru ca să se pogoare peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a treimii cele mai presus de fire, Domnului, să ne rugăm, Doamne, miluiește! După sfințirea apei, credincioșii care au asistat la slujbă iau acasă aghiazma mare, care are rol tămăduitor și se folosește după anumite canoane bisericești. Ce veți face cu aghiazma mare? Să bea 8 zile, după care se folosește în gospodărie, așa ne-a anunțat preotul. În primul rând iau eu dimineața 8 zile nemâncată și la urmă stropesc în casă și mai dau și la altcineva care are nevoie. O să iau toată săptămâna care urmează, prima dată aiasmă și după aceea anafură, 8 zile, atât e voie. Și apoi? Și apoi o păstrăm la cămară și numai cu aprobarea preotului putem să folosim în continuare. În tradiția ortodoxă de Boboteaza se mănâncă piftie și grâu fiert și se bea vin roșu. Sâmbătă 7 ianuarie este ziua Sfântului Ioan Botezătorul, dar și Crăciunul Perit Vechi, sărbătorit cu precădere de peste 1 milion de ruși, lipoveni, ucraineni, moldoveni și sârbi care trăiesc în România.